Bun găsit, dragii mei! A adunat în destinul său doruri și cântece de o frumusețe nepieritoare, amintiri ale unor suferințe adânci și ale unor clipe de fericire înălțătoare. În cântecele mamei a putut cunoaște atâta dor și suferință, încât povestea sa de viață s-ar putea confunda cu cea mai frumoasă doină cântată vreodată. O viață trăită cu rost și onoare, un destin care nu a ferit-o de greutăți, dar a și ocrotit-o de mult mai rău. Rememorăm azi pagini din trecut într-o emoționantă aducere aminte a unor clipe de viață fericite sau înlăcrimate din ceea ce a însemnat drumul marei doamne a cântecului bihorean, Viorica Flintașu. Bine ați venit, doamnă! Bun găsit, dragă Lavinia Târzianu! Și bun găsit tuturor celor care la această oră se află în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a veni astăzi la Folclorul sub lupă. Cu drag. Spuneți-mi, dacă ar fi să retrăiți un moment din viața dumneavoastră, din acest parcurs sinuos, unde anume ați poposi sau unde v-ați transporta? În casa noastră, din Săliște de Beiuș, acolo unde s-a petrecut cea mai minunată și încântătoare etapă a vieții mele, copilăria. O copilărie frumoasă despre care mi-ați vorbit des, o familie numeroasă, și de aici aș vrea să continuați dumneavoastră povestea. Da, o copilărie într-adevăr fabuloasă, spune, pentru că era acea libertate, libertate guvernată însă de buna cuvință, deprinsă din familie, de la părinți, de la bunici. Și spun libertate pentru că n-aveam interzis, nu ieși în uliță că vin mașinile, pentru că nu venea nicio mașină. Nu trece pe acolo că sunt flori, pe oriunde doream să trecem, pe orice gard să ne urcăm, în orice pom. N-aveam nimic interzis, așa că am crescut așa liberi și fără constrângeri pe care un copil crescut într-un oraș le cunoaște de timpuriu, pentru că este o altă atmosferă, este un alt loc și copilăria mea, desigur, s-a petrecut într-un alt timp. Ați fost cinci frați. Cinci frați. Cum vă înțelegeați, cum vă amintiți sărbătorile în casă? Trei fete și doi băieți. Noi am fost niște frați care ne-am iubit. Uniți. Uniți, părinții noștri ne-au crescut cu acea dragoste și cu acea grijă pe care doar părinții știu să o acorde copiilor. Și atunci ni s-a sădit această dragoste frățească, dragoste părintească, prețuire pentru tot ce ne înconjura. Și, așa cum spuneam, buna cuvință pe care un om, odată ce o dobândește, îl însoțește pe parcursul întregii vieți. Pentru că nu degeaba se spune de cei 7 ani de acasă. Când spuneți cuvântul mamă, la ce vă gândiți și cum îi conturați tabloul și existența în viața dumneavoastră a liniei materne? Mama mea a fost o mama mamelor. Mama mea știa să facă din puțin mult. N-am văzut-o niciodată stând la masă. Ea stătea în picioare, pentru că ne supraveghea pe toți. La mine în sat, copiilor li se punea în același blid să mănânce. La noi nu s-a întâmplat așa, pentru că mama dorea să știe că ne-am săturat fiecare. Și atunci fiecare aveam bliduțul nostru.
Adică farfuriuța. Bliduți, erau bliduțe de pământ, făcute chiar de tatăl meu. Tatăl meu a fost stolar. Și trebuia să fie convinsă că noi am mâncat, pentru că în timpul mesei, sigur că doar nu eram îngeri. Mai dădeam unul cu lingura peste lingura celuilalt și făceau parte din jocul obișnuit al copilăriei. Și de aceea spun că mama a fost o mama mamelor. Niciodată să ferească Dumnezeu să fi văzut, să fi auzit că cineva îi blestemă copiii, că era în stare să dea foc pământului. Nu suportă asta. Ne-am născut cu o credință, cu un respect care ne-a fost imprimat de timpuriu. Știam că nu trebuie să facem lucruri rele, că e păcat. Și să fim cuvincioși. Asta era învățătura de bază. Și pentru că toți suntem la această etapă a copilăriei, vreau să spun că atunci când am mers prima dată la școală, domnul învățător, care era gorjan la origini, dar a stat în satul nostru, Săliște de Beiuș, 24 sau 25 de ani. Era un om respectat de tot satul și chiar pe mama mea, în perioada aceea când satele abundau de analfabetism, părinții mei fiind știutori de carte, pe mama mea, domnul învățător Arsene, a făcut o dăscăliță cu ghilimele de rigoare pentru toate vecinele care erau analfabete și pentru femei mai apropiate de casa noastră. Și la noi în casă, cu o dăscăliță de o severitate așa, mama mea își luase rolul în serios și după o vreme toate femeile care au fost alfabetizate au știut să scrie și să citească spre bucuria și satisfacția domnului învățător Arsene. Și revenind la condiția mea de copil din prima zi de școală, domnul învățător ne-a spus celor care ne-am dus în clasa întâi: voi cei care sunteți în clasa întâi să veniți după masă. Ne-am luat străicuțele și ne-am dus după catedră. Noi aici copii, nu, veniți după miază când vin vacile din ciurdă de la Valău. Și atunci, după ce ne-a tradus, am știut, pentru că la noi graiul își păstrează pitorescul lui și nu este o exprimare literară, este o exprimare zonală, așa cum le stătea bine oamenilor din sat. Și care... Știm că, printre altele, și talentul acesta de a cânta îl moșteniți de la mamă. Mama mea a avut un glas foarte frumos. Mama mea avea glasul sănătos, numai bun pentru trăgănat, deci pentru doinit. Dar mama mea adeseori cânta cântece mai cu versuri, uneori mai triste, pentru că toată copilăria mea am fost prezentă la suferința și aducerile aminte ale bunicii dinspre mamă, ale bunicului, a mamei mele, după singurul ei frate, care a murit în timpul războiului, fiind prizonier la unguri. Și a căzut un băiat la numai 22 de ani, în lagărul de la Sopron.
Și atunci mama mea nu exista zi să nu-l bocească. Iar cât despre bunica, ea se ruga în fața icoanei niște rugăciuni numai de ea știute, în timp ce lacrimile îi șiroiau pe obraj și o asemuiam cu o sfântă. Și bunicul meu, care era un uriaș, un om de aproape 2 metri, să certa cu cerul și pământul pentru moartea singurului lui fecior. Și această durere, chiar dacă noi eram mai mici, ne-a cuprins și pe noi, pentru că eram părtași la această suferință. În satul nostru, mulți au fost cei care au plecat și nu s-au mai reîntors. De aceea a fost cioplită o cruce mare și în 1937 a fost ridicată în centrul satului nostru cu numele tuturor eroilor trecuți în primul război mondial. Și după aceea, cred că s-au mai adăugat și celelalte nume, fiindcă acele războaie au cerut tributul lor. Ați apucat să-l cunoașteți pe unchiul dumneavoastră? Nu. Unchiul meu a murit în 1944 și părinții mei au fost, când s-au ocupat Ardealul în 1940, au plecat în Brașov. Și ei și alți oameni din sat și mulți din satele zonei noastre și din zonele învecinate, pentru că oamenii fugeau din calea acestei năpaste care îi lovise și n-au venit de acolo până nu s-a retrocedat din nou Ardealul și și-au continuat viața acolo în săliște de beiuș. Noi copiii am crescut la bunele deprinderi, la tot ceea ce au reușit părinții să ne transmită, s-a suprapus pregătirea noastră școlară, pentru că toți cei 5 frați am urmat școli, surorile mele mai mari, una a fost asistentă medicală, cealaltă a lucrat la un post de radioficare, operator radio. Cel de-al treilea, poetul Gheorghe Pituț, regretatul meu frate, a terminat aici studiile după ce și le începuse la Cluj, la Facultatea de Litere, s-a transferat după aceea în București, a absolvit Facultatea de Litere și apoi a urmat 2 ani la recomandarea părintelui profesor, eminentul teolog Dumitru Stăniloae, în Germania, la Facultatea de Filozofie și Germanistică. Și a lucrat toată viața lui în presă, ultimul său loc de muncă, după cel de la
România literară, a fost la Viața Românească. Este autor a 20 de volume de poezie, de proză. A făcut traduceri din limba, din lirica germană. Au apărut o parte din volume în timpul vieții și altele postum prin grija soției poetului, Valentina Pituț, care se ocupă de postumitatea lui și care a fost extrem de atentă la fiecare detaliu din aparițiile editoriale. Și pentru a-i perpetua memoria poetului care s-a stins în urma unui accident vascular în 1991, sporind șirul tragic al multor poeți și scriitori stinși înainte de vreme, în 1991, spuneam, la în plină forță creatoare, la numai 50 de ani. Iată, asta a fost una dintre suferințele cumplite care m-au marcat. Pentru că, din totdeauna, noi am fost foarte apropiați și știam în orice clipă unul de celălalt. Iar revenind la perpetuarea, așa cum am spus, a memoriei sale la Beiuș, în județul Bihor, s-au desfășurat 13 ediții ale Festivalului Național și Concursului Național de Poezie Gheorghe Pituț. Și mulți dintre tinerii care și-au încercat șansele în poezie au primit, cred, premiul cel mai important pentru ei, tipărirea primului volum de debut. Și asta înseamnă foarte mult în zilele noastre, când costurile pentru un tânăr sunt foarte mult. Îi depășesc posibilitățile. Și pentru a spune și despre fratele mai mic, preotul Ioan Pituț, mulți ani preot paroh al Bisericii Ortodoxe din Beiuș, cel care este stabilit acolo în Beiuș cu familia sa, cu soția, cu Doina, cu copiilor, fiica, băiatul care este și el preot, Iulius Pașcu Pituț, și sunt mândră de întreaga mea familie, de toți descendenții din partea fratelui mai mare, poetul Gheorghe Pituț, cei doi copii, Barbara și Mihai. Și trebuie să spun cu mare durere că unul din fiii poetului, Ionuț, avocat de profesie, s-a stins în mod neașteptat la numai 43 de ani, în 2016, lăsându-ne pe toți cu o durere fără seamăn. Cumnata mea, Valentina Pituț, căreia nu-i se mai usucă lacrimile, este atât de dureros, mai cu seamă că, nu știu, parcă am fost urmăriți de întâmplări atât de tragice, pentru că și singurul fiu a uneia din surori
Valeriu s-a stins tot la 43 de ani. Aparent fără niciun fel de suferință, atât Valeriu cât și Ionuț erau doi bărbați falnici. Înalți, te uitai, parcă erau niște vikingi. Cu profesii foarte bune. Cu profesii foarte bune, și unul și celălalt. Și atunci mă întreb cum și pe cine să întrebăm când ni se întâmplă și de ce ni se întâmplă. Și de ce asemenea lovituri? Mai cu seamă că fiecare, atunci când a plecat din această lume, atât Valeriu avea o fetiță de 4 ani, cât și Ionuț, tot 4 ani avea și fetița lui. Și atunci mă întreb, oare ce durere mai mare poate fi decât să rămână niște copii care să-și amintească poate doar din fotografii și din imagini filmate de părinți. Iată de ce cred că întotdeauna iubirea trebuie să ne însoțească și în timpul vieții, dar și atunci când unii dintre cei dragi au plecat. Nu știm și poate nu vom afla niciodată dacă există sau nu o comunicare. Dar mă gândesc, dată fiind credința noastră ortodoxă, noi suntem un popor care avem un cult nu doar al vieții, avem și un cult al morților. Ne pomenim morții. Vorbim despre cei plecați, despre cei duși. Vorbim cu durere, vorbim, ne amintim cu drag. Și ne place să-i păstrăm întotdeauna vii în amintirea noastră. Și așa trebuie să fie. Stau să mă gândesc, mama dumneavoastră era în viață, doamna Viorica, în momentul în care s-au întâmplat aceste tragedii care v-au urmărit, să zic, familia și membrii familiei, pentru că trecând printr-o traumă, tânără fiind, pierzându-și fratele, mă întreb cum a trecut și peste suferințele copiilor. Când a murit fratele meu, poetul Gheorghe Pituț, a fost depus la Casa Scriitorilor. Mama mea împlinea 80 de ani și i-a fost dat să trăiască această cumplită durere, să-și vadă fiul într-un sicriu. Toată suflarea scriitoricească prezentă acolo au fost martori la bocetul de un dramatism și de un tragism extraordinar pe care mama mea, la noi se spune văietat și s-o văietat după pruncul ei. Și sunt niște versuri răscolitoare în ceremonialul de mormântare, așa cum există cântece ceremoniale de nuntă, de leagăn, de muncă, de șezătoare. Așa există acest ceremonial, cântecul ceremonial al Marii Treceri, și care încă se mai păstrează. Și aș spune, revenind la condiția mea
de interpret, că temele folclorului românesc, al celui bihorean, această largă paletă există în repertoriul meu. Am cântece structurate pe tematici, sunt acele trăgănate unice. Trăgănata este doina. Și dacă nu știi să doinești, înseamnă că nu ești un bun interpret. Acum că tot ați spus de repertoriu, doamna Viorica, dați-mi voie să vă întreb dacă în copilărie ați avut momentul sau care a fost momentul în care ați știut că acest drum al cântecului popular bihorean vă este predestinat? Poate că în copilărie n-am conștientizat acest lucru, pentru că toți cântam, toți copiii, toată lumea din sat. Noi n-aveam, satul meu era un sat arhaic. Satul meu își păstra toate datele necesare pentru a-și merita locul de sat tradițional. N-aveam nici curent electric, deci să înțelege radio, nici vorbă. Televiziunea nici n-a apărut în copilăria mea. Iar la serbările școlare, acolo mi-am făcut eu, ca mulți alți copii și mulți dintre colegi chiar, debutul nostru interpretativ, ca să spun așa, cu ghilimelele de rigoare, desigur. Dar cu adevărat am cântat pentru prima dată în orașul Ștei, acompaniată de o formație artistică, adică vioară cu goarnă și dobă, la Casa de Cultură acolo. Ce vârstă aveți atunci? 16 ani. Și aș spune că au fost primele încurajări în acest demers al meu. Și sigur că odată cu trecerea timpului am început să ascult, nu știam decât cântece de acolo, cântece din satul meu, auzite, pentru că, așa cum am amintit, cânta lumea, cânta la munca de pe ogor, cântau la șezători, cântau la nunții. Fetele n-aveau ce să caute la nuntă, pentru că nunta era noaptea, dar noi copiii oricum ne băgam într-un colț acolo al casei și să nu ne scape nimic. Eram de o curiozitate să auzim ce face, să vedem lumea, cum joacă. De mică mă duceam la dans. În zilele, în nopțile ale sărbătorilor mari de peste an, la Paști, la Crăciun, la Anul Nou, la Sfântul Ion, mergeau noaptea la joc. Jocul era numai pentru cei bătrâni. Și feciorii și fetele mergeau ziua la joc. Și atunci jocul era pentru părinții noștri, pentru bunici. Dar bineînțeles că și acolo nu mă lăsam de poalele mamei și mergeam, nu eram singura. Și aveam locul nostru predilect. Ne uitam și atunci acolo am deprins toate danțurile. Acolo rețineam melodii care ulterior au intrat în repertoriul meu. Era Hididișul, Oțelul, care și Draie, care zicea la noi în sat cu hidede, cu goarnă, cu vioara, cu goarnă. Și aceste linii melodice mi-au pătruns și le-am păstrat în forul meu intim, în sufletul meu. Și când a venit vremea, le-am înregistrat.
și am avut parte de acea perioadă când exista o mare exigență. Ca să imprim la radio, treceai prin furcile caudine ale unor comisii extrem de exigente, formate din specialiști în etnografie, în muzicologie, folcloriști de seamă, dacă ar fi să o amintesc pe doamna profesor universitar Emilia Comișel, pe profesorul Tiberiu Alexandru, pe Alexandru Amzulescu, pe Gruia Stoia de la radio și mulți alții. Și atunci, în 1966, când am prezentat primele cântece, am înțeles de la început că nu trebuie să aduc cântece cântate de alții și m-am conformat. Cu propriul repertoriu. Da, cu propriul repertoriu și mi s-au aprobat aceste piese cu textele care le însoțeau și am realizat primele mele înregistrări cu un om de muzică fantastic, cu maestrul George Vancul și însoțită la toate trăgănatele de un violonist fără seamă, de un poet al viorii, Efta Botoca. M-am bucurat nespus de mult de această colaborare, pentru că nu puteai apărea la televiziune atunci decât dacă aveai imprimări în radio. Și primele imprimări din radio, dacă erau considerate, desigur, și trebuiau să fie, pentru că altfel nu ajungeai să imprim, dacă nu erau considerate a fi reușite, Casa de Discuri Electrecord îți edita primul disc mic. Și după aceea au urmat LP-urile acelea mari, nu știu dacă ți-aduci aminte. Discurile de vinil. De vinil, da, sigur că da. M-am bucurat foarte mult de această colaborare, mulți ani, cu radioul, cu Casa de Discuri Electrecord, apoi cu televiziunea română, pentru că toată generația mea acolo ne-am început drumul. Desigur, după 90 am putut să ne bucurăm și de apariția celorlalte posturi de televiziune. Doamna Viorica, când v-ați cunoscut jumătatea sufletului și ați simțit că este momentul să vă întemeiați familie și să deveniți mamă? L-am cunoscut pe bărbatul meu, care nu e ardelean, bărbatul meu este muntean. Mai precis, este argeșan, dar a învățat aici, în București, aici și-a desăvârșit studiile. Și eu eram bibliotecară, acolo în Bihor. Și în 1963 a avut niște probleme de serviciu și a ajuns în Bihor. Și a intrat în bibliotecă. Am crezut că e un cititor, un doritor să împrumute cărți de la bibliotecă și mi-am spus dacă vrea și i-am indicat care, pentru că aveam așezate pe domenii unde era beletristica, unde erau cărțile așa de știință și așa mai departe. Și a zis că da, n-aș vrea să iau cărți, dar aș fi tentat să o iau chiar pe bibliotecăriță. Și zic că, sigur, e o glumă, dar bibliotecărița e la serviciu.
și așa ne-am cunoscut, așa, cu această cerere în glumă. Și desigur că am corespondat, ne-am mai văzut, dar bărbatul meu mi-a spus că el s-a hotărât chiar din momentul în care m-a văzut. Eu nu eram chiar din foarte... Din prima clipă a știut că eu o să fiu... Aleasă. Da. Eu am rămas uimită, pentru că ceea ce mă privește, eu am crezut că e un cititor care intră în bibliotecă și era cititor, dar nu de la biblioteca pe care eu o păstoream. Ne-am căsătorit în 1964, când m-am stabilit aici în București. Și iată că... Ați devenit soție la ce vârstă? Păi, aveam și eu vreo 21 de ani. Eram numai bună de măritat. Și am... Ați avut curaj, ați părăsit, practic, locul care am v-a fost avut, drag. Cu... Nu știu dacă... Curaj se poate numi, pentru că atunci când te măriți, trebuie să-ți placă omul. Și atunci prea mare curaj. Ați simțit că trebuie să faceți pasul, că l-aveți aproape pe cel care urma să vă fie soț. Da, a dictat inima în alegere. Bărbatul meu tot spune mereu, că m-a zis, da, m-am venit să te iau de acolo pentru că aveam bun gust. Și a funcționat. Un cititor erudit. Da. Și după câțiva ani s-a născut fiica noastră, Diana, singurul nostru copil. Un copil care nu mi-a făcut niciodată probleme, în sensul că eu, fiind extrem de solicitată prin prisma profesiei și a preocupărilor mele, n-a trebuit să o controlez niciodată la lecții, nu mi-am bătut capul cu meditații, pentru că ea și-a luat în serios rolul ei și își cunoșteam datoririle și n-a trebuit nimic împinsă de la spate, n-am avut niciodată emoții care... examene, pentru că știam că ea este mai interesată decât toți să izbutească în ceea ce... De acum a mers în paralel viața personală cu cea profesională, doamna Viorica? Aveți regretul că nu ați petrecut suficient timp cu fiica dumneavoastră? Desigur că există, pentru că atunci când eram mică, venea și era un plâns de ăla, ca și cum, cu o disperare. Mama, de ce pleci, mama? Mama nu pleca, nu mă lăsa. Pleacă mama. Și atunci trebuia la lungul șir de deceuri să-i spun de ce plec. Mama pleacă să-i aducă bani. Dar de ce să aduci bani? Să cumpărăm mâncare. Dar de ce să cumpărăm? Păi murim de foame dacă nu cumpărăm. Nu mai știam ce să-i spun. Și pe urmă, de bună voie și neîntrebată de nimeni, am dus-o cu mine la radio și a zis, o întreabă cineva din redacția de populară, dar tu nu plângi când pleacă mama? Nu, că mama pleacă să ne aducă bani, că noi murim de foame. Și atunci am zis, bravo, Viorica, așa trebuie, uite cum ce a învățat copilul. O luam cu mine pe la filmări, pe la televiziune, uneori pe la spectacole, am dus-o și în turneu. Deci știa. Ați petrecut și timp, da, împreună, am petrecut ca prietene. Am petrecut și timp când era puțin el mai
Măricică, nu, plânsul acela, așa, și suferința teribilă era când avea 3-4 ani. Dar atunci de ce era doar un copil, doamna Viorica? Nu știu, poate că eram... Acum îmi pare rău. Tocmai de asta zic că ați crescut într-o familie în care ați fost cinci frați. Îmi pare rău, dar atunci eram atât de acaparată de profesie, atât de dornică să merg în turnee în țară, în afara țării, peste tot unde n-a existat localitate din țara asta, multe țări din Europa în care să nu fi ajuns. Am cutreierat pământul și era o perioadă când era foarte greu să ieși din țară. Nu oricine, noi am avut totuși șansa, interpreții cântecului popular, formațiile folclorice, să vedem lumea. N-am fi văzut-o. Dacă n-aveam această profesie, niciodată n-aș fi ajuns în acele locuri unice de pe fața pământului. Țin minte că am fost în Israel de 3 ori și când am ajuns prima dată în Israel, era în 1976, eram cu Irina Login și pe Ileana Sărăroiu, am găsit-o acolo și acolo am lăsat-o, că ea când mergea, stătea câteva luni. Eu eram pe vremea aceea angajată la ansamblul Doina al Armatei și am plecat doar pentru o lună, că atât am reușit să primesc aprobarea. Dar soțul dumneavoastră a fost gelos, doamna Viorica, v-a înțeles meseria? Îi era comod să vă accepte plecările? Bărbatul meu nu mi-a îngrădit niciodată profesia. El știa că asta face parte din viața mea, că eu mi-am luat în serios și cu responsabilitate această îndeletnicire și că nu o fac doar așa de circumstanță și nu sunt interpretă doar de un sezon. Mă duc și eu la mare când vara asta pe litoral și o mai vedea noi la anul ce o mai fi. Nu. Bărbatul meu nu mi-a făcut scene de gelozie pentru că noi ne-am înțeles. Noi nu aveam motive. Eram fiecare dintre noi ocupați cu ceea ce făceam. Cred că gelozia se naște dintr-o neîncredere, dintr-o lipsă de respect față de celălalt. Și asta n-ar trebui să existe între soți. Între soți ar trebui să existe încredere, să existe respect. Și de aici iubirea și legătura puternică între cei doi. Nu să fie un bărbat gelos care are nevasta frumoasă. Păi femeia trebuie să fie frumoasă. Femeia este născută să fie frumoasă. Femeia e mama lumii. Prin femeie se perpetuează specia. Este cea care dă viață. Păi numai faptul că dai viață unui copil
este înălțător. Și atunci cum? Cum să nu o prețuiești? Aveți regrete, doamna Viorica? Nu știu dacă am... dacă am regrete. Eu mi explic și găsesc mereu la o neîmplinire sau alta, îmi găsesc singură răspunsul și nu caut vinovați colaterali, ci mă întreb dacă un lucru nu mi-a izbutit, de ce? De ce n-am făcut așa? De ce n-am făcut altfel? Și atunci mă autoresponsabilizez. Și așa am făcut întotdeauna. Și am reușit, cred eu, grație unui echilibru pe care l-am și unor principii de viață, să am colaborări fructuoase de-a lungul întregii mele cariere artistice, atât cu lumea radioului, cât și cu oamenii din televiziuni, cei cu care colaborez în domeniul folcloric. Pentru că am știut să-i prețuiesc întotdeauna pe acești oameni, pentru că știu că și ei fac o muncă și au un stres al acestei munci, pentru că e dorința aceea de a ieși totul bine, de a ieși totul perfect. Dacă ar fi să dați timpul înapoi, de cine vă este dor? Mi-e dor de părinții mei. Cel mai dor. Mi-e dor de toți frații mei. Mi-e dor de acea lume pe care am cunoscut-o de-a lungul anilor. Cred că mi-e dor de toți oamenii pe care îi întâlneam în sălile de spectacol. De toți colegii mei cu care am făcut turnee, cu care am parcurs nu întotdeauna niște condiții foarte bune, drumurile din turnee, pentru că mergeam în trenuri înghețate, în autobuze în care înghețam iarna de frig, iar... vara de cald. Vara de cald. Și... dar... toate aceste lucruri făceau parte din viața noastră și nu ni se păreau obstacole de netrecut, pentru că ne iubeam profesia, ne respectam, ne sfătuiam în privința repertoriului, făceam remarci când ne apărea un disc la Electrecord. A, ți-am văzut, ți-am ascultat discul. Eu am, așa cum spuneam, am bătut țara de-a lungul și de-a latul în turnee și am colaborat cu marea majoritate, dacă nu chiar cu toate formațiile existente la vremea respectivă, în țară, în turnee. În Oltenia, Maria Ciobanu a fost cea prin care i-am cunoscut pe olteni la ei acasă, pentru că am făcut multe drumuri în această parte de sud a țării. Și Maria, când m-a recomandat prima dată, a spus: Maria, dar tu crezi că o să mă asculte oltenii tăi pe mine? Și zice: fai, Viorașule, dar cum să nu te asculte? Ai să vezi tu cum o să te iubească oltenii mei.
Sigur că așa s-a întâmplat. Maria aduna câtă frunză și iarbă, acolo unde apărea, pentru că Maria Ciobanu, toată lumea știe ce perioadă de glorie nemaipomenită a avut și era, desigur, pentru mine, care era mai puțin cunoscută în această zonă, a fost un privilegiu să fiu acolo și nu-i puțin lucru ca un interpret cu astfel de notorietate să-ți acorde credit și să rămâi într-o relație de prietenie de ani de zile. Există prietenii în această lume artistică, doamna Viorica? Eu cred că există. Eu cred că există dacă fiecare s-ar gândi. Pe pornind de la noțiunea de solist. De ce e solist? Ești cunoscut doar prin ceea ce faci tu. Cântecul este cel care te recomandă. Nimic altceva. Pe ce să ne batem? Pe cântece. Să nu ne batem pe cântece. Să fim mândri. Să fim mândri, dragii mei, că facem parte dintr-un neam de oameni horitori. Că pe noi Dumnezeu ne-a hrăzit cu talent și că putem să-i bucurăm pe cei mulți prin glasul, prin cântecele, prin versurile care însoțesc aceste cântece. Viața unui om poate fi pusă în cântec într-un mod atât de frumos, pentru că ce este cântecul? Cântecul este viață. Este viața noastră. Este viața celor care nu mai sunt și care au fost odată. Și ei ne-au transmis și de la ei vin cântecele până în zilele noastre. Ei sunt păstrătorii acei oameni ai cântecului tradițional. Pentru acești oameni nu vom putea să le fim recunoscători îndeajuns, nici dacă mai trăi 10 vieți. Credeți că există viață după moarte? Ceva trebuie să fie. Și să ne mângâiem cu gândul, așa cum spun Sfinții Părinți, că nu s-a gata aici tot. Pentru că uite, am un cântec. Lumea asta, dragă mie, cealaltă cum o fi. Lumea asta mi-i păplac, dar cealaltă ce fac? Cred că viața unui om nu se sfârșește. Eu nu trăiesc această speranță că noi îi vom întâlni pe cei dragi. Pentru mine, dacă mi-aș mai vedea pe toți cei dragi, atunci aș cunoaște fericirea veșnică. Și... Dar care ar fi definiția fericirii pământene pentru dumneavoastră? Nu știu dacă aș putea să dau o definiție exactă, dar cred că viața
viața în marea ei diversitate este cuprinsă de acele stări de mulțumire, de împlinire. Și atunci spunem că suntem fericiți. Dar ea poate alterna și cu neîmpliniri. Dar și atunci trebuie să ne considerăm mulțumiți, pentru că nu-i totul pe lumea asta numai lapte și miere. Că atunci n-am ști să alegem și să deosebim stările una de cealaltă. Dacă ar fi să vă întreb, doamna Viorica, despre un lucru sau o faptă pe care ați fi dorit să o faceți în această lume și n-ați reușit, care ar fi? Credeți că a trecut ceva neobservat de dumneavoastră sau să îndepliniți ceea ce aveți de făcut? Eu cred că întotdeauna există loc în viețile noastre pentru a face mai mult și mai bine. Vreau să spun că faptul că ai o atitudine pozitivă, că poți să nutrești pentru cei din jur prețuire și respect, a zice, și în cazul nostru admirație pentru munca pe care un artist o dăruiește publicului său, poate fi un motiv de mare mulțumire. Și dacă asta se poate traduce și în fericire, cu atât mai bucurător. Vreau să spun să mă laud acum. Eu am parcurs această perioadă din viața noastră, nu a tuturor, pe care nu ne-am fi dorit-o. Adică n-am fi vrut să încremenească planeta așa în inactivitate, ca în această perioadă de pandemie. N-aș spune că am cremenit de tot, că uite, încă mai suntem și suntem teferi, dar eu în această perioadă am definitivat o carte. Felicitări! Mulțumim! Cartea va cuprinde și 134 de cântece din o parte din repertoriul meu, notate și cu versurile alăturate. Am scris despre zona mea folclorică și cred că va fi o carte care va fi lecturată cu plăcere de orice bun cititor și că va găsi în paginile ei lucruri interesante și aștept, probabil că în toamnă va apărea, pentru că n-am insistat și n-am fost dornică să apară în această perioadă mai puțin relaxată pentru noi, fiindcă nu vreau să treacă ca un fapt divers, ci vreau ca această apariție editorială chiar să fie un eveniment. Așa îl consider și cred că așa va fi. Și încă ceva ce am mai făcut eu, am clădit, am ridicat o casă în satul meu, în
grădina părintească, respectând arhitectura vechii case părintești, încât oamenii de la mine din sat, văzându-mă și văzând că am ridicat casa care are târnați, adică pridvor, cum se spune aici în Muntenia, și nu numai, mă întrebau când mă mut în Săliște de tot și le-am spus, am să vin așa, dar nu tot timpul, pentru că în București l-am pe bărbatul meu, am pe fiica, pe ginerele meu. Să stați copii, aproape de copii. Copiii mei, vreau să spun că sunt extrem de mândră de ei, de realizările lor. Fiica mea a terminat facultatea de litere, ginerele meu este inginer, dar și unul și celălalt lucrează în domenii private, au niște firme multinaționale, au niște funcții de conducere și de asta satisfacția și mulțumirea vieții mele este că lor le este bine, că și-au consolidat familia lor și-o bine cu munca, cu afacerile lor. De viață personală da. Mai au timp? Sigur că trebuie să-și facă timp, mai cu seamă că n-au copii și poate că le este ceva mai ușor decât... Trăiți cu regretul că nu sunteți bunică? Acum m-am consolat cu ideea. Mă și gândesc așa la cât de ocupați sunt copiii mei. Eu cred că nu ar fi avut, cred că ar fi fost părinți de weekend, de sâmbătă și duminica. Asta este. Eu nu sunt foarte tristă. Am o grămadă de nepoți. Din copii, din partea fraților, da, nepoților dumneavoastră. Da. Și atunci sunt atât de încântată de ei, mai cu seamă că sunt niște copii foarte reușiți. Foarte reușiți. Când a spus doamna Viorica ultima dată și de ce? Cred că plânsul meu, dacă îl exteriorizez, se întâmplă atunci când mă gândesc la toți cei dragi plecați. Atunci plâng. Atunci plâng și mai plâng în mine așa, fără să mă manifest. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi în emisiunea Folclorul sub lupă. Iar pentru dumneavoastră, dragii mei, până data viitoare să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!